Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Pitești, Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice și procurorii DICO, Serviciul Teritorial Pitești, au destructurat un grup infracțional care deținea și comercializa fără drept dispozitive tip microfon spion destinate ascultării ambientale și programe informatice tip spy. Aceste programe, odată instalate disimulat pe telefoane mobile țintă, realizează accesul fără drept la telefonul mobil monitorizat de un alt terminal GSM special configurat în acest sens, efectuându-se transfer neautorizat de date între cele două telefoane. La data de 14 februarie, cu sprijinul BCCO Pitești, Iași, Ploiești, SCCO Brăila, Brigăzii Speciale de Intervenție Vlad Țepeș și cu sprijinul de specialitate al SRI, au fost efectuate 9 percheziții domiciliare, 5 în București, una în Ploiești, una în Iași și 2 în Brăila, și au fost puse în aplicare 9 mandate de aducere emise pe numele membrilor grupului și pe numele persoanelor care au achiziționat și folosit programul informatic de tip spy. De asemenea, în urma perchezițiilor domiciliare au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor microfoane de înregistrare a comunicării ambientale, dispozitive de bruiere a comunicațiilor, cărți de joc cu microcipuri. La locuința uneia dintre suspecți a fost identificat un adevărat laborator în care erau confecționate sau adaptate dispozitive și echipamente destinate interceptării și înregistrării comunicărilor sau pentru comiterea de infracțiuni în domeniul jocurilor de noroc. Persoanele depistate au fost conduse la sediul DICOT, Serviciul Teritorial Pitești, pentru audieri, iar 3 dintre acestea, liderii grupului infracțional, au fost prezentate Tribunalului Argeș cu propunere de arestare preventivă, instanța de judecată dispunând cercetarea acestora în stare de libertate. Cei în cauză sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, acces fără drept la un sistem informatic, transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic, vânzarea de dispozitive sau programe informatice concepute sau adaptate în scopul săvârșirii de infracțiuni prevăzute de lege, deținerea fără drept de astfel de programe.